pe toți. E aceeași emoție pe care o trăiesc de fiecare dată când ajung aici. Vorbesc mult, copiii știu, noi mai zicem în casă, vorbesc mult prost și fără rost. Dar cu totuși, chiar dacă vorbesc mult, emoțiile rămân aceleași, mai ales aici. Unii dintre dumneavoastră știți, suntem în Brăila, locuim acolo, slujim acolo, în Biserica Metanoia. Vă aduc salutările fraților a bisericii de acolo. Atât acolo, noi, cât și dumneavoastră aici, ne bucurăm de același har, de același Domn, de aceeași prezență care ne ține. Sunt multe cuvinte de aur în Scriptură la care am putea să facem apel în dimineața asta. Dar unul dintre cele mai frumoase versete și unul dintre cele mai încurajatoare deja l-a citit fratele Timotei. Și este acel verset din mijloc, din Romani 8. De ce e așa de frumos? Pentru că după ce Hristos a plătit pentru noi, după ce ne-a salvat cu propria sa viață, a făcut ca să fim locuiți de Duhul Sfânt. A făcut ca să nu fim singuri, să nu ne lase de capul nostru, pentru că deși ne-am întâlnit cu Hristos, eu garantez că oricare dintre noi, lăsați de capul nostru, lăsați singuri, ne-am duce din nou la ale noastre. Așa cum Petru a spus la un moment dat, plin de dezamăgire, mă duc să pescuiesc, fiecare dintre noi ne-am duce. Și atunci, în înțelepciunea lui, Dumnezeu a decis să locuiască în noi. Și de ce să locuiască în noi? De ce? Ce accentuează Pavel acolo în Romani 8? A pus Duhul Sfânt în noi, care să strige, ce să strige? Judecătorule, Sfântule, nu, să strige Ava, să strige Tăticule, să strige acel suspin adânc din inima oricui, că a avut o săptămână bună sau că a avut o săptămână praf, fiecare dintre noi are în noi, are în el dorul acesta, după Tata. Suntem aici călătorind înspre Tata. Și da, știu, unii dintre noi ne-am bucurat de tătici care ne-au îngrijit, care ne-au iubit, care atunci când ne-au luat în brațe a fost cerul. Și atunci aceste cuvinte au sens. Și când spui Dumnezeu a pus Duhul Sfânt în inima mea ca să strig tăticule, îți amintești cele mai frumoase lucruri. Alții dintre noi însă nu au avut acest har. Și am avut părinți, tătici care nu ne-au mângâiat când am fi vrut, care nu ne-au liniștit când au fost neliniștiți, care nu ne-au protejat când am avut nevoie de asta. Și atunci oare de ce Dumnezeu zice că a pus Duhul Lui în noi care să strige după tăticul? Pentru că și cei care au beneficiat de un tată extraordinar și cei care n-au beneficiat de asta au în inima lor totuși dorul acesta după tata. Și e așa de adânc și așa de valoros dorul acesta încât Dumnezeu s-a pus garant acolo în inima noastră să ne facă să strigăm în fiecare zi, tăticule. Ai reușit? Ești bine? Ești într-o perioadă super bună prin viață? Strigă și laudă-l, tăticule, ești extraordinar, tu m-ai ținut. N-ai reușit. Mai caz. O dai în bară din nou și din nou. Strigă același lucru. Tăticule. Fratele Timotei ne spunea despre Caleb și relația lor. Niciunul dintre noi nu am vrea ca ai noștri copii să ne uite și niciunul dintre noi nu am vrea ca ai noștri copii să zică nu mai vreau să am de face cu tata.
și noi suntem răi. Dumnezeu este bun. Dumnezeu este în toate lucrurile bun. Dumnezeu ne binecuvintează familiile, ne binecuvintează viața în atâtea și atâtea moduri. Așa că ăsta e gândul pe care îl port în inimă în fiecare moment și pe care îl las cu dumneavoastră. Lăudați-L pe Hristos, care a pus Duhul Sfânt în noi, ca să strigăm, Tăticule. Amin.